Și ultimul subiect se supune votului proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a președintelui Curții Supreme de Justiție, a domnului Mihai Poale Lunci, proiectul numărul 31 din 15 februarie 2016. Cine este pentru aprobarea acestuia, vă rog frumos să vă pronunțați prin vot, iar numărătorii să ne dea rezultatele pe sectoare. Sectorul 1, 4. Sectorul 2, 32. Sectorul 3, 16. Cu 52 de voturi, proiectul de hotărâre privind numirea în funcție a președintelui Curții Supreme de Justiție, domnului Mihai Poale Lunci, proiectul numărul 31 din 15 februarie 2016, a fost aprobat și domnul Poale Lunci, vă felicităm, succese, realizări frumoase la funcția de președinte a Curții Supreme de Justiție.